Salutare, oameni buni, și bine am găsit la un nou episod de Overwatch. Este pe King's Row, suntem în atac. Începutul e greu la harta asta mereu, dar... Ce să jucăm? Se face foarte, foarte mult spam acolo la intrare de obicei, între doi pereți. Trebuie să ajungem și pe range și trebuie să și rezistăm. Tara. Hello. Woo. Ce? Asta e skinul nou care am luat eu, că vi l-am arătat. E singur care place pe lângă roboțelul ăla de aur care nu mănc atât de tare. E mișto ghiozdanul ăla, arată să recunosc față de ăsta. Dar și ăsta îmi place destul de mult. N-avem tank, dar totodată un player n-a ales. Avem 2 healeri, un sniper, ceea ce e bine pe harta asta, acolo sus. Roadhog ăla sper să știe să joace, pentru că am dubii, pentru că este level mic. Deci, au și... Pleacă, bă! Ce ziceam de spam? Urmă! N-am văzut trap-ul ăla, eram concentrat să trag în ei. Recunosc. Charge. Pe aici. Push off. Sus. Ah! Ce mai merită ăla? Nu mai știam să mai sincer. Azi m-am uitat la un video în care spunea că s-a dat un wave de banuri pe Overwatch și a mai banat din cheateri și din hackeri, pentru că chiar erau mai mult decât credeam. Într-adevăr, am văzut și eu câțiva care aveau un auto-aim anormal. Așa. Și mi s-a părut ciudat, adică oriunde trăgea, el deja oricum vedea și harta, era ca CSGO, auto-aim împreună cu map hack amestecat. Și ne amuzam dacă stai să joci în stilul ăla. Bum. Mi-ai dat ultima dată degeaba. Așa. Surprinzător, am trecut destul de bine de primul punct. Suntem la al doilea deja. Mamă, cât hit și-a dat ăla. Am tras în el, dar arma asta n-a trage 3 focuri cu burst, nu prea e wow, dar reziști de obicei cu el. Ah, m-a dat ăla. Bă, nu e așa rău pentru
că tot mor, pentru că, după cum vedeți, cărciorul a mers în continuare. Nu prea s-a oprit deloc. Uite și acum. Dar mai înțe cineva lângă el. Chit că mor eu, ei reușesc să facă push constant, ceea ce e foarte, foarte bine. Chiar cred că am câștigat. Boom! Yeah! Win! Asta ziceam, deci, nu știu dacă ați observat, chit că am murit eu de puțin mai multe ori decât trebuia, pentru că mă bag destul de tare, gen stilul tank. Am câștigat destul de bine. Și a fost puțin echilibrat, cum vedeți. Nu jucam nici ei rău. Mamă, ce rău de asta. Healing done. A, bă, fă 10, na. Încă două. Încă două. Da. E, oricum. Cam asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut și până la următoare, la revedere.